Crearea unei pagini web. WWW este acronimul de la World Wide Web, pe scurt web, și reprezintă un sistem de documente și informații de tip hipertext. Webul combină patru elemente cheie: protocolul HTTP, limbajul HTML, un server web și un browser. Într-un hipertext, orice element poate face o trimitere către un alt document. Accesarea unei pagini web. Conceptul de bază în definirea unui hipertext este linkul. Un ansamblu de pagini web conectate pentru a prezenta informații despre un anumit subiect formează un site web. Structura unei pagini web se constituie dintr-un titlu, dintr-un antet, dintr-un corp și dintr-un subsol. Editorul de pagini web este aplicația folosită pentru crearea unei pagini web. Cu ajutorul editorului Notepad, vom crea o pagină web fără conținut. Deschidem editorul Notepad, salvăm. Pentru destinația fișierului alegem desktop, pentru numele fișierului alegem pagina 1.html, iar ca tip al fișierului stabilim opțiunea All Files. Iată pictograma paginii web pe desktop. Dublu clic sau cu deschidere cu Google Chrome putem vizualiza pagina în browser. Cu clic pe dreapta, Open with Notepad, putem reveni la editarea elementelor de conținut. Ajungem astfel la limbajul HTML, HTML fiind acronimul de la Hypertext Markup Language. Limbajul HTML nu este un limbaj de programare, ci un limbaj de formatare a textului ce folosește marcaje. Iată marcajele esențiale. Un exemplu de utilizare a marcajului title, care stabilește ca titlul al paginii web numele de pagina 2. Întrucât am salvat comanda editată în Notepad, putem vedea în browser modificarea făcută. Atributele marcajului body vizează toate elementele de culoare, culoare de fundal, culoare de text, culoare de link. Culoarea poate fi indicată prin numele în mod direct sau printr-un cod hexadecimal, care folosește 6 cifre hexadecimale organizate după schema RGB. 2 cifre hexadecimale pentru ponderea culorii roșu, 2 cifre hexadecimale pentru ponderea culorii verde și 2 cifre hexadecimale pentru ponderea culorii albastru. Se pot defini astfel 65.536 de culori. Observăm un exemplu de familie de culori turcoaz. Culoarea roșu lipsește cu desăvârșire din combinație. Avem cifrele 0,0 pe primele două poziții. Alte combinații. Fundalul paginii web poate fi și o imagine. Imaginea aleasă de noi se numește pastel și este valoarea așezată în dreapta atributului background din marcajul body. Există 6 nivele de titlu în interiorul paginii web, un titlu al paginii web și un titlu al site-ului web. Conținutul se editează în principal cu ajutorul marcajelor font, adică elementul caracter,
și cu ajutorul marcajului T de la paragraf. Exemple ale marcajelor fond și paragraf. Litera, caracterul poate avea un aspect, o dimensiune și o culoare. În ajutorul marcajului P de la paragraf vine și marcajul blank row, care realizează și o spațiere mai redusă între liniile de text. Autoevaluare. Exersați scrierea primei strofe din poemul Luceafărul de Mihai Eminescu, folosind culoarea albă și marcajele bold, italic, blank row, P de la paragraf, superscript, subscript. Pe același text, exersați scrierea cu diacritice folosind metoda a tabelului diacriticelor HTML sau metoda B, tastatura românească combinată cu marcajul meta. Exemple. Indicații. Link-uri text, marcajul ancoră, marcajul A, realizează o legătură între un text și o adresă externă sau internă a unui document. Am făcut o legătură între textul Luceafărul și un site pe care se află publicat poemul Luceafărul. Astfel. Temă pentru acasă. Realizați o pagină web cu titlul Arborele Vieții, având un conținut asemănător celui din exemplul alăturat. Publicarea site-ului presupune cunoașterea și respectarea normelor de securitate cibernetică. Detectează posibile pericole rezultate din activități de tip phishing sau pretexting. La rândul tău, urmărește conținutul paginii web postate, respectă dreptul de autor, fii cuvincios, protejează-ți datele personale, distribuie numai după ce ai acordul tuturor participanților. Vă mulțumesc!